Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, sunt Andrei Gheorghe și începem ca de fiecare dată ediția cu titlurile orei, titlurile orei 12 pentru început. Mari producători de băutură coritoare reclamă că taxa pe zahăr se adaugă scăderii de 10% în volum în anul 2023 față de anul 2022, ca efect al creșterii TVA de la 9 la 19%. Măsura aplicată la momentul respectiv doar pentru această categorie de produse. Toate aceste măsuri discriminatorii impuse sectorului băuturilor răcoritoare au dus la creșteri de preț pentru consumatori, implicând o creștere directă a prețului mediu pe litru la raft între 20 și 25% și până la 50% pentru băuturile în ambalaje la peste 2,5 litri. Creșterea directă a prețului înseamnă plus 14 puncte procentuale față de rata medie actuală a inflației din România și plus 5% puncte procentuale peste rata medie a inflației din industria alimentară, reclamă Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare. Compania minieră Vast Băița Plai, controlată de britanici de la Vast Resources, care exploatează mina polimetalic de neferoase Băița Plai din județul Bihor, a intrat în insolvență la propria cerere, asta după ce în toamna lui 2022 același lucru s-a întâmplat și cu o altă subsidiară locală a britanicilor. Sinarom Mining Group, operatorul minei polimetalice Mănăila din județul Suceava, după cum a relatat Profit.ro. La finele anului trecut, compania a intrat acum în insolvență, avea datorii de peste 153 de milioane lei. Vast Băița Plai a terminat anul 2023 cu pierderi de mai mult de 39 de milioane de lei la venituri totale de sub 25 milioane lei și cu un efectiv mediu de personal de aproape 300 de salariați. Metrorex a anunțat lansarea portalului online www.card.metrorex.ro de reîncărcare a cardurilor contactless de transport cu metroul pentru următoarele titluri de călătorie: abonament săptămânal, lunar, abonament pe 6 luni și abonament anual. Pentru a beneficia de acest serviciu, călătorii trebuie să dețină un card contactless nominal încărcat cu unul dintre tipurile de abonament de la orice casierie din rețeaua de metrou. Ulterior, cumpărătorul accesează portalul web al Metrorex folosind orice dispozitiv conectat la internet și își creează un cont folosind același CNP pe care l-a folosit la emiterea cardului contactless reîncărcabil nominal și seria cardului contactless emis. Atenție, pot fi reîncărcate doar cardurile emise de către Metrorex. Compania Media Green Energy, fost uzină termoelectrica Media, deținută de statul român prin Ministerul Energiei și de KMG International, compania mama Rompetrol, pregătește construirea celui de-al treilea parc fotovoltaic din portofoliu, conform datelor Profit.ro. În 2022, compania a pus în funcțiune o capacitate solară cu putere instalată de 3 MW la Năvodare, amplasată chiar pe platforma industrială Media. Acum Media Green Energy a lansat o nouă procedură de achiziție, de data aceasta pentru ridicarea unui parc fotovoltaic de 3 MW în comuna Dumbrăveni din județul Vrancea. Valoarea investiției este estimată la 10,5 milioane lei plus TVA. Aceasta va fi realizată pe un teren de peste 3 hectare, proprietatea companiei. Ministerul Digitalizării discută în prezent cu oficialii Meta, TikTok și Google o extindere în afara perioadei electorale a mecanismului de raportare și eliminare mai rapidă a conținutului deepfake raportat pe site-ul Ministerului Digitalizării. Din discuțiile informale, România este în top 3 țări din Europa în materie de scheme de înșelătorii în mediul online, a declarat ministrul Digitalizării Bogdan Iban. Ministrul a anunțat anterior la Profit News TV că acordurile cu Meta, TikTok și Google în vederea combaterii fake news vor fi reînnoite pentru campaniile electorale care se vor desfășura cu prilejul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Amintim că în luna mai din acest an, înaintea alegerilor locale și europarlamentare, Ministerul Digitalizării a lansat o pagină dedicată hashtag NoFake, unde cetățenii pot semnala conținutul deepfake pe care îl consideră malițios sau înșelător de pe diverse platforme sociale și motoare de căutare. Reporterul american de la Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, și fostul pușcaș marin american Paul Whelan
S-au numărat printre cei 26 de prizonieri din SUA, Rusia, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia și Belarus, care au fost eliberați în cadrul unui schimb major Est-Vest, a declarat președinția Turciei. 10 prizonieri, inclusiv 2 minori, au fost transferați în Rusia, 13 în Germania și 3 în Statele Unite. Serviciile secrete turce anunțaseră că vor coordona operațiunea. Semnele unui schimb major de prizonieri între Rusia și Belarus, pe de o parte, și Statele Unite, Germania, Slovenia și Marea Britanie, pe de altă parte, s-au înmulțit în condițiile în care mai mulți disidenți și activiști ruși au dispărut din închisorile lor. Kremlinul susține că avioanele de luptă F-16 primite de Ucraina nu vor avea un impact semnificativ asupra cursului războiului, deoarece forțele sale aeriene le vor dobori, relatează agenția de presă Reuters. Oficiali lituanieni și americani au confirmat că Ucraina a primit primul lot de avioane F-16 cerute de aproape 2 ani de autoritățile de la Kiev. Ucraina pledează de aproape 2 ani pe lângă partenerii săi occidentali să-i fie livrate avioane F-16 considerate bijuteria coroanei pe lista lungă de material militar pe care Kievul l-a solicitat pentru a rezista și eventual pentru a respinge invazia rusă, precizează AFP. Aceste avioane de luptă de fabricație americană sunt elogiate pentru precizia, viteza și raza lor de acțiune. Kievul speră că aceste avioane îi vor permite să se protejeze mai bine de bombardamentele rusești. Mircea Lucescu a fost ofertat de către Federația Română de Fotbal. Marele antrenor s-ar fi înțeles cu Răzvan Burleanu și toate informațiile indică faptul că Lucescu va semna în curând noul angajament. Următoarele partide ale României vor avea loc în luna septembrie. Mircea Lucescu, având puțin timp la dispoziție pentru a pregăti campania din Nations League, astfel se pare că Iluce vrea să aleagă cât mai repede staful și deja a început căutările. Daniel Stanciu a dezvăluit că Mircea Lucescu s-a întâlnit deja cu staful lui Edi Iordănescu la Mogoșoaia, semn că și-ar dori să-i coopteze pe cei care au luat parte la calificarea în optimile Euro 2024. Astăzi va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală de peste 80 de unități. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea Continentală, jumătatea de sud a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și izolate în rest. Cel va fi variabil, dar local în regiunile vestice nordice, precum și în centru și la munte, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 39 de grade. În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Discutăm, doamnelor, domnilor, despre fiscalitate și de cele peste 100 de modificări ale codului de procedură fiscală. Ce se schimbă pentru cei care au popriri și datorii la bugetul statului, datorii la ANAF? Încercăm să răspundem și să vă explicăm acest subiect. O întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă, ca de fiecare dată: vor fi afectate magazinele online de CNP-ul fiscal? Pentru că inclusiv CNP-ul fiscal face parte din aceste modificări. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct și în prima oră vă propunem să discutăm despre fiscalitate, pentru că apar schimbări fiscale, ziua și schimbările fiscale. Acum Ministerul Finanțelor a modificat, a adus peste 100 de modificări codului de procedură fiscală și, bineînțeles, în aceste modificări intră mai multe măsuri, printre care schimbarea popririlor bancare. Sunt niște măsuri interesante acolo pe care le vom dezbate și deja controversatul din unele puncte de vedere proiect privind CNP-ul fiscal. Știți că am discutat săptămâna aceasta și săptămâna trecută despre acel CNP fiscal. Pare o măsură desprinsă din Italia, pentru că în Italia de când te naști ai un soi de CNP fiscal pe lângă CNP-ul tău, cu care evident, pe care evident îl folosești în momentul în care faci cumpărături. Bineînțeles, există reacții din partea magazinelor online care spun: domne, acum după ce va fi introdus acest CNP fiscal, de ce să-și mai facă oamenii cumpărăturile online? O să se ducă toți spre magazine
spre magazinele clasice, să spunem așa, sau spre magazine din afara țării, care nu vor fi obligate să ceară acest CNP fiscal. O să discutăm și cu Cristian Pelivan spre finalul acestei ore, reprezentantul magazinelor online, Asociația Magazinelor Online din România. Și discutăm, bineînțeles, despre asta, dar pentru început hai să vedem modificările și aș începe cu popririle, pentru că sunt niște schimbări interesante din acest punct de vedere și l-avem alături de noi pe Marius Oncu, jurnalist Profit.ro. Salutare, Marius! Salutare! Marius, hai să ne uităm puțin. Peste 100 de modificări. Ce se schimbă cu privire la popriri? Sunt multe modificări în acel proiect. Sunt câteva zeci de pagini de proiect, dar nu toate sunt foarte importante. Sunt și multe mai tehnice. Acum avem la popriri, sigur, sunt o serie de modificări. Avem acea schimbare care ar trebui să modifice un pic cum pune ANAF poprire pe veniturile din salarii, pensii și indemnizații speciale. Pentru că s-a constatat în practică că ANAF punea unui cetățean poprire și la angajator și punea poprire și la bancă și au constatat cei de la ANAF și de la finanțe că astfel ajungeau să ia din venitul persoanei respective mai mulți bani decât ar fi trebuit să ia, pentru că sunt niște limite prevăzute în codul civil, cred, niște limite în ceea ce privește partea de venit care poate fi reținută ca poprire, astfel încât persoana respectivă să poată să rămână cu suficiente resurse financiare încât să-și poată duce traiul. Deci există niște limite și cei de la ANAF și de la finanțe vor să evite acum instituirea unor popriri în mai multe locuri, astfel încât să depășească acele limite. Deci rămâne de principiu poprirea la angajator, la plătitorul de venit, să zicem mai clar, pentru că poate fi angajator. Stai puțin, hai să fie clar, Marius, pentru cei care se uită la noi. Practic, instituția de credit, băncile, da, acolo unde îți primești, unde îți încasezi salariul, nu-ți mai poate pune poprire pe card? Aici este vorba de poprirea pe care o pune ANAF. Nu știu alte popriri. Da, bine, normal, dacă ai niște datorii, nu știu, poate făcute la bănci, credite neachitate și așa mai departe, noi vorbim de popririle puse de ANAF, datoriile către stat. Proiectul acesta asta propune ca ANAF să nu mai pună poprire la bancă pe veniturile din salarii, pensii și indemnizații speciale. Să rămână doar să se pună poprire doar la plătitorul de venit. Deci doar la plătire, nu la încasare. Dacă se pune poprire, se anunță angajatorul, banii se opresc la angajator. Presupun că la fel este și la pensie. Da. Bun. Ce se schimbă din punct de vedere al numerarului? Că aici sunt niște schimbări. La numerar, numerarul este considerat de finanțe de ceva timp dușmanul, pentru că dă posibilitatea oamenilor și firmelor să evite controlul. Și astfel încearcă să combată numerarul, sperând că astfel o să aducă într-o zonă controlabilă tot ceea ce înseamnă venituri, tranzacții. Și avem odată limitarea operațiunilor cu numerar ale celor care sunt care urmează să fie executați pentru datorii la stat. Se pun niște limite la operațiuni zilnice cu numerar mai joase decât cele prevăzute de lege. Și
aceste plafoane vor depinde de nivelul datoriilor. Cu cât ai datorii mai mari, cu atât de principiu poți să faci operațiuni zilnice cu numerar mai mici. Am înțeles. Bun, ce alte modificări? Că sunt peste 100 de modificări ale codului de procedură fiscală. Acum, cum spuneam Andrei, nu sunt toate foarte, foarte importante, dar să mai enumerăm o serie dintre cele care sunt, ne-au atras atenția. Tot legat de numerar, că l-ai menționat mai devreme, este și o prevedere care va obliga firme, pe cei cu profesii liberale și activități independente, să o plătească obligații fiscale doar prin decontare bancară sau cu cardul. Deci nu mai poți merge la trezorerie să achiziți numerar. Și se pare că mai sunt încă destui care fac acest lucru. Măsura urma să se aplice din 2026, deci nu imediat. Un argument care mie mi s-a părut ușor amuzant este că Ministerul Finanțelor nota aici că sunt numeroase riscuri pe timpul deplasării cu numerar. Deci, uite că Ministerul Finanțelor își face griji și pentru siguranța banilor contribuabilului. Mai sunt iarăși o altă serie de măsuri, ai menționat CNP-ul acela. Da, fiscal. Hai să vorbim pe CNP-ul fiscal, că a produs ceva vâlvă măsura asta, anunțată de Ministerul Finanțelor. Am încercat să o explicăm aici la Prima News. Practic, în momentul în care faci niște cumpărături online, vei avea nevoie de acest CNP fiscal. Acum, nu mi-e foarte clar ce se urmărește cu această măsură. Pe de o parte, la început părea că ANAF îi poate urmări pe cei care, nu știu, poate n-au niște venituri foarte mari, dar fac cumpărături foarte scumpe și atunci s-ar întreba ANAF de unde au oamenii respectivi bani. De partea cealaltă, a spus ministrul finanțelor la un moment dat, la un alt post de televiziune, că domnule, nu urmărește nimeni cumpărăturile oamenilor, ci mai degrabă magazinele online care fac evaziune fiscală. Și nu mai înțelegem până la urmă ce se vrea cu această măsură. Sau puțin din ambele. Deci, să luăm un pic mai structurat. Te rog. CNP-ul există și acum în sistemul de administrare al ANAF. De exemplu, persoanele fizice, cum suntem eu sau tu, suntem identificate în sistemul ANAF prin CNP. CNP-ul, ANAF ne administrează pe noi fiscal la momentul acesta, nu știu, de ceva timp și va continua și pe viitor, cu CNP-ul. Deci CNP-ul este codul nostru de identificare fiscală în sistemul ANAF. Asta se întâmplă de ani și și va pune în continuare. Ceea ce Ministerul Finanțelor a vrut ca CNP-ul să fie pus opțional la cererea cumpărătorului pe un bon, în așa fel încât bonurile alea să poată fi introduse într-un sistem de credit fiscal. Și de aici s-a născut acele critici că vezi, doamne, dacă pui CNP-ul pe o factură, poți fi identificat adică legat de acele cumpărături. Deși dacă este opțională, pe cumpărăturile unde nu vrei să te apară CNP-ul pe bon sau pe factură, poți să nu soliciți acest lucru. Pentru a mai calma, să zicem, situația, Ministerul Finanțelor propune acum în acest proiect introducerea unui număr de identificare digitală, care este un soi de alias pentru CNP. Adică în sistemul ANAF rămâi în continuare cu CNP-ul, dar pentru utilizare externă, pe facturile care le primești în factură sau pe bonurile fiscale, dacă vrei, ceri să-ți pun acest număr de identificare digitală care în sistemele ANAF este conexat cu CNP-ul. Pentru că în ANAF rămânem cu CNP-ul. Acolo întotdeauna am fost administrat pe bază de CNP, nu pe bază de nume, de exemplu, și vom rămâne în continuare administrați tot în acest mod. Da. Iar te rog.
numărul acesta de identificare digitală este important pentru Ministerul Finanțelor și pentru ANAF, pentru că ei vor să introducă acel sistem de credit fiscal. Adică să te încurajeze că atunci când cumperi, mai ales din domeniile pe care ei le vor nominaliza, cele cu risc fiscal, pentru că nu o să-ți dea credit fiscal dacă te duci și cumperi de la, nu știu, supermarket, pentru că la supermarket nu se face evaziune. Dar poate o să-ți dea credit fiscal, cum zicea ministrul finanțelor, dacă te duci la spălătorie și ceri acolo bon și ceri să-ți pună și acest număr de identificare fiscală pe bon. Și Andrei, dacă știi cum sunt acele sisteme de money back în aplicațiile băncilor. Da, da. Tocmai pe acest sistem, cei de la Finanțe și ANAF ar vrea să existe un soi de money back pentru cei care cumpără din domenii cu risc fiscal și la final de an, să zicem, statul le va restitui un procentaj din acele cumpărături. Ca să poată implementa asta și să poată să-ți strângă bonurile, să-ți aloce bonurile în sistemul lor ție, era necesar un astfel de identificare, o notare a bonului cu un cod cu ceva care să-l lege de tine în sistemul ANAF, în așa fel încât să poți beneficia de acest credit fiscal. Da. Bun, îți mulțumesc, Marius Oncu, pentru explicații. O să urmărim în continuare subiectul, pentru că, spuneam și mai devreme, a produs ceva vâlvă după anunțul Ministerului de Finanțe. Îți mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe și îl avem alături de noi pe Cristian Pelivan. Este director ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună dimineața și bună ziua, de fapt, și vă mulțumesc pentru invitație. CNP fiscal, practic, ne transformăm cu toții într-un soi de firme. Cum face o firmă în momentul în care, nu știu, face o cumpărătură și dă acel cod de înregistrare, acel cod fiscal, la fel, practic, și persoanele fizice vor putea avea acest CNP fiscal. Magazinele online au reacționat încă din prima clipă a anunțului din partea Ministerului de Finanțe, spunând că s-ar putea să îi trimită pe cumpărători în zona magazinelor clasice sau, de ce nu, spre alte magazine online care n-au sediu fiscal în România și atunci nu vor fi obligați cumpărătorii să introducă acest CNP fiscal. Dar spuneți-ne dumneavoastră mai multe, cum ați văzut măsura fiscală? Da, noi ne-am simțit direct vizați de această măsură pentru că însuși domnul ministru Marcel Boloș a ieșit într-o declarație afirmând că evaziunea fiscală din sectorul de comerț electronic este una ridicată. Noi nu știm care este această evaziune pentru că este exact invers. Sectorul de comerț electronic este unul dintre cele mai fiscalizate sectoare ale economiei românești. Absolut toate tranzacțiile din sectorul de comerț electronic ajung la ANAF. Fie că vorbim de cele 35% care sunt efectuate cu cardul sau de restul 65% care sunt efectuate cu numerar la livrare, curierii sunt obligați lună de lună să transmită la ANAF prin declarația 395 absolut toate livrările pe care le-au efectuat ramburs. Da? Și trimit către ANAF destinatar, expeditor, număr de telefon, contul în care este a fost trimisă mai departe suma de, în cauză și foarte multe date care sunt deja la ANAF. Prin urmare, ideea de a combate evaziunea fiscală prin acest CNP fiscal nu pare în acest moment una care ar putea avea efect pentru că s-ar aplica tot acelor companii care sunt deja, se conformează fiscal și care emit factură fiscală. Am ascultat mai devreme ce discutați cu invitatul dumneavoastră despre posibilitatea introducerii creditului fiscal. Într-adevăr, atunci poate s-ar schimba un pic situația dacă eu, în calitate de consumator, aș fi incentivat, aș fi încurajat cumva să folosesc acest CNP fiscal, dar rămâne întrebarea în cât timp ar putea
elibera ANAF 9 milioane de astfel de CNP-uri, în cât timp ar putea procesa 9 milioane de cereri, pentru că, potrivit Institutului Național de Statistică, sunt 9 milioane de români care au efectuat la nivelul anului 2023 cel puțin o comandă online. De asemenea, din ce am văzut în actul normativ, el se aplică în relație cu sisteme digitale. Ce înțelegem prin aceste sisteme digitale? De ce trebuie doar în relație cu sisteme digitale? Înseamnă sisteme digitale și când te duci la florerie sau frizerie, interacționezi și atunci cu un sistem digital? Nu știm. Și atunci avem toate motivele de îngrijorare și considerăm că vizate sunt în special comenzile online. Bun. Creditul ăsta fiscal, nu credeți că îi vor face pe oameni să vină din contră spre magazinele online? Pentru că pot face anumite cumpărături și să obțină niște beneficii, ori niște scutiri de la anumite taxe sau, mă rog, să scadă suma acumulată din anumite taxe datorate statului sau și-ar putea folosi banii pentru alte cumpărături. Noi nu știm acest lucru. Noi am văzut alte declarații, unele în care se spune că sunt căutați acele persoane care fac cumpărături online de sume mai mari decât au veniturile declarate. Și atunci eu vă întreb, de ce m-aș autodenunța, de ce aș folosi acest CNP fiscal la un magazin online din România ca să afle statul că eu am venituri ascunse în loc să cumpăr din străinătate? Asta e ceea ce am văzut noi în public, discuția despre creditul fiscal și faptul că ar putea acumula niște puncte, este pe surse, dar declarațiile asumate sunt cele referitoare la... Din câte înțelegem, domnule Periban, din câte înțelegem, asta a explicat ministrul finanțelor Marcel Boloș, că asta se urmărește de fapt cu acest CNP fiscal, că prin el poți ajunge la acel credit fiscal și în momentul în care îți faci cumpărături și introduci acel CNP fiscal, practic ești răsplătit de către stat cu creditul fiscal, din care poți să-ți reduci anumite taxe, adică poți să scazi suma acumulată din anumite taxe sau, din contră, poți folosi banii acumulați să faci alte cumpărături. Noi sperăm să aflăm aceste informații direct de la reprezentanții Ministerului de Finanțe, dacă este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră și, într-adevăr, aceasta ar fi intenția. Urmează să avem luni o primă întâlnire în care să ne consultăm pe acest subiect și sperăm că va fi într-adevăr. Poate este o idee bună care a fost la început comunicată nu foarte bine. Bun. Credeți că sunt anumite magazine pe care le acuză Ministerul de Finanțe, mă rog, Ministrul Finanțelor, că el spune că... Asta îi spuneam și lui Marius Oncu ceva mai devreme, la prima intervenție, primului invitat, că nu ne e clar ce se urmărește de fapt cu acest CNP fiscal. La un moment dat se vehicula că, domne, românii care au veniturile declarate la ANAF și fac cumpărături foarte mari, nu știu, produse scumpe și așa mai devreme, ANAF o să poată să se îndrepte spre cumpărătorul respectiv, domne, de unde ai banii, sau din contră urmărește să reducă evaziunea din zona magazinelor online. Și acum ne întrebăm, există evaziune în zona magazinelor online? În zona magazinelor online, în ceea ce privește fiscalizarea tranzacțiilor, dacă vorbim de companii românești înregistrate în România, evaziunea este spre zero, poate chiar zero, dar nu pot spune cu certitudine, pentru că știți cum e greu să ai certitudini. Dar ceea ce știm este că sunt magazine în afara Uniunii Europene, platforme în afara Uniunii Europene, care profită de lacune legislative, de anumite scăpări, și fac în așa fel încât pentru comenzile pe care le trimit în România să evite plata taxelor vamale. Deci din acest punct de vedere am putea vorbi despre evaziune, dar aceste platforme nu vor fi afectate în niciun fel de introducerea CNP-ului fiscal, deoarece CNP-ul fiscal va fi obligatoriu doar pentru comercianții români. Prin urmare, stați puțin, și aici, din câte înțeleg, nu va fi obligatoriu.
Adică mă uit pe un briefing de la finalul ședinței de guvern susținut de ministrul Finanțelor Marcel Boloș, care a spus așa, este modelul portughez, înseamnă procente de 1, 2, 3% și merge pe domenii de activitate. Dar încă o dată, omul și cumpărătorul nu trebuie să facă absolut nimic decât să solicite eliberarea bonului fiscal și să înscrie codul numeric, și înscrierea codului numeric este opțională. Deci nu este o obligație a cumpărătorului, este mai degrabă o opțiune a cumpărătorului. A cumpărătorului, nu și a comerciantului. Deci domnul ministru a menționat clar că este opțiunea cumpărătorului, dar eu, în calitate de comerciant, sunt obligat să îi solicit sau nu cumpărătorului acest CNP fiscal? Adică eu îi pot vinde produsul fără ca el să-mi furnizeze CNP-ul fiscal? Eu asta vă întreb, pentru că domnul ministru a făcut referire doar la cumpărător. Da, păi nu vreau să îți ofer CNP-ul fiscal și atunci nu mai cumpăr de la un magazin din România, mă duc la un magazin din China sau din Polonia sau din Slovacia, pentru că piața românească este asaltată de jucători din străinătate, pentru că suntem o piață foarte atractivă. Și atunci, da, în calitate de cumpărător, este opțiunea mea să nu folosesc acest CNP fiscal, iar această opțiune se manifestă prin a mă îndrepta spre un magazin din străinătate. Da. Acum rămâne de văzut, dar din moment ce cumpărătorul nu are obligativitatea de a cere acest lucru pe bon, decât dacă vrea, e opțional, mă gândesc că magazinul poate să-i vândă produsul. Poate, na, să-l întrebe, domne, vrei să introduci un cod fiscal, vrei să introduci codul fiscal, și dacă cumpărătorul zice nu, mă gândesc că nu e nicio restricție pentru magazinul respectiv să-i vândă produsul. Vedeți, aici este problema, că noi acum speculăm, pentru că informația nu există în mod public și nu este nicăieri scris clar ce se dorește. Adică noi avem un act normativ care are niște prevederi destul de vagi, care lasă totul pe seama unui act, alt act normativ ce va fi emis de ANAF, și între timp suntem și speculăm pe ce dorește statul să facă, cum se va aplica, pentru cine se va aplica, ce efecte va avea, care sunt obiectivele urmărite, ceea ce pentru noi ca antreprenori nu este deloc ok, pentru că știți, în mediul antreprenorial să faci un plan de business, să faci o strategie pe mai mulți ani și nu se poate așa de la o zi la alta să apară noi obligații care îți dau peste cap toate calculele, care nu au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să însemne un stat european și un stat stabil în care să-ți poți desfășura afacerile în liniște. Deci ministrul finanțelor a spus de 10 ori că nici nu trebuie să-i propună magazinul, spune nu speculăm nimic, practic nu speculăm nimic, ministrul a spus că este opțional, cumpărătorul poate cere dacă vrea, nu există nicio obligație. Deci presupun că nu există o obligație nici din partea magazinului. Păi din nou, nu scrie nicăieri și nimeni nu a spus dacă există sau nu obligație din partea magazinului, a spus și dumneavoastră mai devreme că speculăm. Ori această nu, am spus din contră că nu speculăm. Nu, această speculă nu duce niciodată la ceva bun. Niciodată lipsa aceasta de informații și de predictibilitate nu are cum să aibă efecte bune. Da. Bun. Foarte, foarte pe scurt. Cum ar trebui creionată această măsură, care înțelegem că va intra în vigoare, astfel încât să mulțumească și magazinul și cumpărătorul și să producă și efectele dorite? În primul rând, nu ar trebui să producă birocrație suplimentară. Ar trebui găsit un sistem suplu care să, pe de-o parte, să încurajeze consumatorul să-l adopte, da? Consumatorul să își dorească, să aibă un beneficiu. Dacă ar fi ideea de credit fiscal, poate că ar exista acest beneficiu și această dorință a consumatorului de a folosi acest CNP fiscal. Acea ar fi o situație, să spunem, oricum acceptabilă, atâta timp cât ea nu ar veni cu costuri suplimentare pentru comercianți. Pentru că dacă va aduce costuri suplimentare pentru comercianți, le va afecta competitivitatea. Și cum spuneam, noi operăm pe o piață globală, da, în care ne batem nu doar între noi companiile din România, să spun așa, ci ne confruntăm cu concurență din partea jucătorilor atât din alte state membre UE, cât și din afara UE. Și atunci, în momentul în care aceste companii nu se supun acelorași reguli, iar ele sunt valabile doar pentru companiile românești, le reprezintă practic o piedică și le creează celorlalți un avantaj. Bun.
Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție, vă mai aștept la Prima News și cu alte ocazii. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, scurtă pauză, ne revedem la fix cu titlurile orei 13. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu titlurile orei 13. ANAF a colectat în iulie 46 miliarde lei cu 881 milioane lei peste programul de venituri pe care l-a avut stabilit potrivit informațiilor profit.ro. Astfel a recuperat deficitul de încasare din luna iunie, când a adus la buget 879 milioane lei, adică sub planul asumat de ANAF. În primele 7 luni ale anului, fiscul a colectat 264 de miliarde lei, cu 2,1 miliarde mai mult decât avea trasat de la Ministerul Finanțelor pentru a asigura veniturile bugetului de stat stabilite prin legea bugetului. Suma de 46 miliarde lei într-o lună reprezintă un nou record pentru ANAF, conform datelor obținute de Profit.ro. Compania aeriană Biz Airlines, anunțată în primăvară de Profit.ro ca lansată în România de aeroportul maghiar, va începe din această lună să opereze zboruri regulate, inițial către 8 destinații. Antreprenorul este prezentat de Termene.ro ca având domiciliul în Ucraina. Operațiunile vor fi conduse de fostul director de la Tarom, Victor Antohe, din poziția de CEO. Biz va opera zboruri din România și Republica Moldova către destinații europene, precum și către Egipt și Turcia, și va transporta în principal clienții ai turoperatorilor. Primul serviciu comercial va lega capitala României de Grecia din 5 august, operând de 2 ori pe săptămână până la 12 septembrie. De asemenea, vor fi adăugate zboruri de la Otopen către Praga, Tel Aviv și Verona la sfârșitul lunii august, urmate de cele din Baden-Baden în septembrie. Mergem mai departe. Metrorex a anunțat lansarea portalului online www.card.metrorex.ro de reîncărcare a cardurilor contactless de transport cu metroul pentru următoarele titluri de călătorie. Abonament săptămânal, lunar, abonament pe 6 luni și abonament anual. Pentru a beneficia de acest serviciu, călătorii trebuie să dețină un card contactless nominal încărcat cu unul dintre tipurile de abonament de la orice caserie din rețeaua de metrou. Ulterior, cumpărătorul accesează portalul web al Metrorex folosind orice dispozitiv conectat la internet și își creează un cont folosind același CNP pe care l-a folosit la emiterea cardului contactless, reîncărcabil nominal, și seria cardului contactless emis. Atenție, pot fi reîncărcate doar cardurile emise de către Metrorex. Mergem mai departe. Compania Media Green Energy, fosta uzină termoelectrică Media, deținută de statul român prin Ministerul Energiei și de KMG International, compania mama Rompetrol, pregătește construirea celui de-al treilea parc fotovoltaic din portofoliu, conform datelor Profit.ro. În 2022, compania a pus în funcțiune o capacitate solară cu putere instalată de 3 MW la Năvodari, amplasată chiar pe platforma industrială Media. Acum, Media Green Energy a lansat o nouă procedură de achiziție, de data aceasta pentru ridicarea unui parc fotovoltaic de 3 MW în comuna Dumbrăveni, din județul Vrancea. Valoarea investiției este estimată la 10,5 milioane lei plus TVA. Aceasta va fi realizată pe un teren de peste 3 hectare, proprietate a companiei. Ministrul Digitalizării discută în prezent cu oficialii Meta, TikTok și Google o extindere în afara perioadei electorale a mecanismului de raportare și eliminare mai rapidă a conținutului deepfake, raportat pe site-ul Ministerului Digitalizării. Din discuțiile informale, România este în top 3 țări din Europa în materie de scheme de înșelătorii în mediul online, a declarat Ministrul Digitalizării Bogdan Ivan. Ministrul a anunțat anterior la Profit News TV că acordurile cu Meta, TikTok și Google, în vederea combaterii fake news, vor fi reînnoite
pentru campaniile electorale care se vor desfășura cu prilejul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Amintim că în luna mai din acest an, înaintea alegerilor locale și europarlamentare, Ministerul Digitalizării a lansat o pagină dedicată #NoFake, unde cetățenii pot semnala conținutul deepfake pe care îl consideră malițios sau înșelător de pe diverse platforme sociale sau de pe motoarele de căutare. Reporterul american de la Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, și fostul pușcaș marin american Paul Whelan s-au numărat printre cei 26 de prizonieri din SUA, Rusia, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia și Belarus, care au fost eliberați în cadrul unui schimb major Est-Vest, a declarat președinția Turciei. 10 prizonieri, inclusiv 2 minori, au fost transferați în Rusia, 13 în Germania și 3 în Statele Unite. Serviciile secrete turce anunțaseră că vor coordona operațiunea. Semnele unui schimb major de prizonieri între Rusia și Belarus pe de-o parte și Statele Unite, Germania, Slovenia și Marea Britanie de pe altă parte s-au înmulțit în condițiile în care mai mulți disidenți și activiști ruși au dispărut din închisorile lor. Kremlinul susține că avioanele de luptă F-16 primite de Ucraina nu vor avea un impact semnificativ asupra cursului războiului, deoarece forțele sale aeriene le vor dobori, relatează agenția de presă Reuters. Oficialii lituanieni și americani au confirmat că Ucraina a primit primul lot de avioane F-16 cerute de aproape 2 ani de autoritățile de la Kiev. Ucraina pledează de aproape 2 ani pe lângă partenerii săi occidentali să-i fie livrate avioane F-16 considerate bijuteria coroanei pe lista lungă de material militar pe care Kievul l-a tot solicitat în ultima vreme pentru a rezista și eventual pentru a respinge invazia rusă, precizează AFP. Aceste avioane de luptă de fabricație americană sunt elogiate pentru precizia, viteza și raza lor de acțiune. Kievul speră că aceste avioane îi vor permite să protejeze țara mai bine și mai eficient de bombardamentele rusești. Mircea Lucescu a fost ofertat de către Federația Română de Fotbal. Marele antrenor s-ar fi înțeles cu Răzvan Burleanu și toate informațiile indică faptul că Lucescu va semna în curând noul angajament. Următoarele partide ale României vor avea loc în luna septembrie. Mircea Lucescu, având puțin timp la dispoziție pentru a pregăti campania din Nations League, astfel se pare că Il Luce vrea să-i aleagă cât mai repede staful și deja a început căutările. Daniel Stanciu a dezvăluit că Mircea Lucescu s-a întâlnit deja cu staful lui Edi Iordănescu la Mogoșoaia, semn că și-ar dori să-i coopteze pe cei care au luat parte la calificarea în optimile Euro 2024. Mergem mai departe și încheiem practic cu datele despre vreme. Astăzi va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va fi de peste 80 de unități. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea Continentală, jumătatea de sud a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și izolat în rest. Cerul va fi variabil, dar local în regiunile vestice nordice, precum și în centru și la munte, vor fi perioade cu norări temporar acceptate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 39 de grade. În București, temperatura va fi ridicată, maxima va fi în jurul valorii de 38 de grade. Doamnelor, domnilor, teme externe în această ora dezbaterilor noastre. Efectele evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra societății internaționale. Cum se plasează societatea internațională și opinia publică? Ce se întâmplă mai exact în lumea musulmană? Este vorba de o dezinformare sau este vorba într-adevăr de o luptă ideologică acolo? Haideți să încercăm să răspundem la anumite întrebări alături de Alexandru Lăzescu, analist de politică externă, și ceva mai târziu o să ni se alăture și Mihai Isac, expert în relații internaționale. Domnule Lăzescu, bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit și eu. De la ultima noastră convorbire s-au întâmplat multe în Orientul Mijlociu. O serie de atacuri, unele revendicate de Israel, altele nerevendicate, dar
lumea musulmană arată cu degetul spre Israel, mă refer bineînțeles la atacul de pe teritoriul Iranului, atacul din Teheran, unde liderul politic al Hamas a fost ucis. Cum vedeți evoluția evenimentelor? Adică pare că asistăm la o escaladare din ce în ce mai mare a conflictului. Acum e deprisos să mai spunem care a fost reacția Iranului. Bineînțeles, au ridicat steagul roșu, care înseamnă răzbunare. Am văzut niște meeting-uri foarte mari la mormântarea liderului politic Hamas, în care mulțimea striga înverșunată răzbunare și moarte Israelului. Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, domnule Lăzescu? Bine, astea sunt manifestări obișnuite acolo, tipul ăsta, manifestări foarte zgomotoase. Interesant este cum a fost omorât Haniyeh, Ismail Haniyeh. El a fost omorât împreună cu bodyguard, chiar în camera sa, dintr-o reședință pusă la dispoziție de regimul de la Teheran. Ceea ce în ansamblu e evident un lucru extrem de umilitor pentru regimul de la Teheran și care a fost practic penetrat adânc, nu? ca să orchestreze un asemenea atentat. E remarcabil. Sigur că Israelul de regulă nu prea recunoaște, dar cam toată lumea știe, mai ales că după atacul din 7 octombrie, șeful Mossad a și spus că mai devreme sau mai târziu niciunul dintre cei care au fost implicați, au plănuit și sunt responsabili pentru atacul din 7 octombrie nu va scăpa. Și am văzut între timp mai sunt și alte lucruri. Noi, sigur, acest eveniment e remarcabil că s-a petrecut chiar în Teheran, în condițiile în care pe de o parte era ceremonia de inaugurare a noului președinte iranian. Știm că fostul președinte și el a murit într-un accident de elicopter și acela e, să zicem, sigur, a fost pus pe seama vremii, dar e neclar și acolo cum a murit fostul președinte. Deci noul președinte și la Teheran erau prezenți tot liderii acestor grupuri teroriste care sunt finanțate și sprijinite logistic de Iran. Adică era și Jihadul Islamic, era și Hezbollah, era și Hamas prin Haniyeh. Deci pentru regimul teocratic de la Teheran a fost o palmă extrem de usturătoare și neplăcută. Acum, sigur că vedem tot felul de promisiuni că se va ajunge, jurăminte că se va ajunge la răzbunare și e clar că se va întâmpla ceva. Ce anume e încă, asta e neclar. Și sigur, asta într-un fel complică sau nu situația din Orientul Mijlociu, pentru că era oricum complicată. E o chestiune care ține de un joc foarte complicat, în care nu numai noi vorbim acum de, pe de o parte avem grupurile acestea foarte clar conturate. Avem grupul sunit cu Arabia Saudită, cu Emiratele Arabe, cu Egiptul, cu Iordania, care, sigur, chiar dacă în ultimul timp au mai fost mici contacte, au fost întâlniri cu prilejul reuniunii legate de BRICS, dar, în general, situația rămâne tensionată. Sigur, ca să nu uit, a fost și acea, reglare sau reconectare diplomatică prin intermediul Chinei între Arabia Saudită și Iran. Dar lucrurile astea nu schimbă fundamental competiția de acolo. Iranul acționează, e actorul care acționează prin aceste grupuri proxy, prin aceste grupări teroriste. Pe de altă parte, mai avem o competiție care și ar trebui menționată. De exemplu, Erdogan, Iranul și Arabia Saudită, fiecare își dispută într-un fel sau în altul rolul de lider al lumii islamice. Sigur că Iranul e șiit, Turcia și cu Arabia Saudită sunt sunite, dar există o competiție între ele și lucrul ăsta în Arabia Saudită este, sigur, se discută deschis. Nu e o mare dragoste între ele. Arabia Saudită se consideră, datorită faptului că Mecca și Medina sunt cele două
locuri cele mai sacre ale islamului sunt în Arabia Saudită și că nu se consideră îndreptățită să aibă acest rol de lider în lumea islamică, dar Erdogan, și asta e și o explicație pentru declarațiile lui foarte belicoase, încearcă și el să se profileze și are ambiția de a se profila pe acest palier. Acum, ce se va întâmpla e încă greu de spus. Cel mai, sigur, sunt variante. Dacă va fi, e greu de crezut că va putea fi un atac de genul celui care a fost, de fapt, practic anihilat cu drone și cu rachete când a fost atacul precedent, care a fost anihilat prin concursul numai a Israelului, dar și a unor țări arabe și a Marii Britanii, a Franței și, sigur, în principal a Statelor Unite. E greu de crezut. În general, e un drum și pentru rachete și pentru drone, e un drum lung și e ușor de contracarat acest, adică pot fi doborâte relativ ușor. Și aici încep tot felul de discuții. Ce ar putea să facă Iranul? Deci un atac direct al Iranului împotriva Israelului e foarte complicat logistic. Nici nu e foarte clar dacă Iranul va reuși să facă lucrul ăsta. Nu e neapărat este, sigur, are ambiții mari, dar are mari probleme, după cum am și văzut. Chiar inclusiv prin acest asasinat, chiar sub nasul regimului de la Teheran. Dar cel mai, sigur, sunt cel puțin alte două variante. O variantă este aceea de a ataca forțele americane din prezente încă în Irak și în Siria. Lucrul ăsta se întâmplă relativ curent. Nu știu dacă asta va satisface, sigur că și Statele Unite sunt puse la pachet cu Israelul, dar nu știu dacă asta va satisface regimul de la Teheran. Și cealaltă variantă, care e probabil cea mai periculoasă și destul de probabil, este să se declanșeze un atac masiv dinspre Hezbollah. Hezbollah este la granița cu Libanul, are zeci de mii de rachete, un tir concertat asupra Israelului, sigur ar putea să apară oricând. Problema Hezbollah este că ei știu foarte bine, sigur, ei controlează sudul Libanului și în general Libanul e o țară dezarticulată, dar populația în general nu e deloc. Știe că un atac de acest gen va fi urmat de o ripostă israeliană care va duce și la victime, la distrugeri în Liban, în Beirut și în jur. Deci regimul Hezbollah a fost în general și din acest motiv, nu numai din acest motiv, dar și din acest motiv a fost reticent. Pe de altă parte, în ciuda, mă rog, reticențelor și problemelor pe relația dintre Washington și Israel, știți că practic s-au oprit niște livrări de armament, nu mai spun de poziția Kamala Harris, care a fost foarte, n-aș zice nuanțată, e un cuvânt, să zicem așa, foarte blând. A fost destul, deci foarte criticată de alte și în Statele Unite, sigur, mai ales în zona republicană, dar nici o parte din democrat nu sunt foarte fericiți acest tip de ruptură, cum dacă vreți, și mare opoziționare, destul de, mă rog, practic detașare de Israel. De altfel, Kamala Harris nici n-a fost la discursul lui Netanyahu din Congresul American. Deci, dar pe de altă parte, în ciuda acestor lucruri, Lloyd Austin, care este șeful Pentagonului, și-a declarat sprijinul și pentru Israel și a declarat că un atac, și asta intră iar probabil în calculul Hezbollah, un atac din partea Hezbollah va fi, sau din zona acestor proxy-uri iraniene, va fi cu siguranță va primi o ripostă din partea Statelor Unite. Tot peisajul de acolo este foarte complicat. Apropo de ce vorbeam până acum, mai avem Rusia care este amestecată și sprijină. Deși multă vreme Rusia a avut relații destul de bune cu Israelul, dar acum sprijină pe față și Hamas, toate grupările teroriste de acolo, împreună cu Iranul. China, care, iată, s-a implicat și ea și
a adunat la Beijing grupările acestea palestiniene și Fatah și Hamas și Jihadul Islamic, vorbind de faptul că s-ar putea pune de un soi de administrație pentru Gaza. Mă îndoiesc că Israelul ar accepta lucrul ăsta, nu-mi dau seama nici dacă celelalte țări arabe îl vor face. În general, și Arabia Saudită și Emiratele și Egiptul nu sunt deloc doritoare ca Hamas să revină într-o formă sau în alta în gestionarea Gazei. Deci avem un peisaj, cum spuneam, extrem de complicat, e un butoi cu pulbere. Vom vedea ce va hotărâ Iranul. Iranul, în general, a fost, până la urmă, în general, destul de... a fost foarte tare în retorică, dar mult mai limitat în reacții. Și când a fost, dacă vă aduceți aminte, când a fost Soleimani omorât, a fost, de fapt, sigur că a fost un atac asupra unei baze americane, a fost mare lucru, în esență. De ce? Că Iranul, probabil că, în ciuda retoricii, nu se simte foarte... să zic așa, extrem de pregătit sau capabil să se implice într-un conflict direct, mai ales dacă ar interveni și americanii. Acum, vom vedea ce se va întâmpla. Pe de altă parte, sigur, există această presiune emoțională. Când spuneam, liderii iranieni au fost extrem de umiliți, practic, de ce s-a întâmplat. Să nu uităm că Iranul, pe de altă parte, în Iran, și aici cred că trebuie luat în calcul și acest element. Acest regim teocratic este extrem de nepopular. Deci în țară ei, sigur, ei au forțele de securitate, domină și, sigur, nu prea contează ce vrea poporul dacă trupele de securitate și forțele de sunt gata să reprime orice proteste. Nu vedem asta și în Venezuela. Degeaba poți să ai tot poporul de partea ta. Dacă armata și forțele de ordine nu defectează, practic regimul rezistă. Deci, dar pe de altă parte, într-o criză din aceasta, un regim care este vulnerabil pe plan intern poate avea niște riscuri considerabile și e posibil ca, adică un eșec major poate să ducă la o situație internă destul de complicată. Deci suntem în acest peisaj cu foarte mult, să zicem, cu actori, cu destule necunoscute, dar în mare, să zicem, cam așa ar arăta desenul strategic și tabloul de bord acestui conflict, care nu dă semne că se termină. Sigur, toată lumea discută variantele, inclusiv, sigur, cum spuneam, există discuții și legate de relațiile care nu sunt la fel ca în trecut cordiale dintre Statele Unite și Israel, dar Washingtonul nu își poate permite să meargă la o ruptură. A mai făcut Obama lucrul ăsta și ceea ce a avut el în mare, un desen strategic care să ajute Iranul să contrabalanceze Israelul. Și a ieșit o nenorocire, adică am un acord care nu avea nicio șansă să iasă ceva din el, plus ridicarea unor sancțiuni care a permis Iranului să câștige din comerțul cu petrol zeci de miliarde și să financeze în felul ăsta toate aceste grupări teroriste pe care le-am pomenit mai devreme. Deci a fost o abordare absolut catastrofală a lui Obama, în perioada Obama, care a fost reluată din nenorocire și de Biden, dar sigur lucrurile între timp s-au, mă rog, n-au apucat să ducă până la capăt planurile unui acord cu Iranul, pentru că sunt evenimentele care s-au derulat și le-a dat cumva peste cap. A Turciei, care pare că își dispută așa poziția de lider regional, dar este o reacție care nu se pupă și nu coincide cu reacția SUA, reacția NATO, da, în cele din urmă. SUA, prin Lloyd Austin, au spus că vor face tot ce e necesar pentru a proteja Israelul în cazul unor atacuri. De partea cealaltă, Turcia, ba chiar din contră, nu că vor proteja, ci din contră că ar ataca Israelul. Bun, acum Erdogan, ați văzut de altfel, ca să înțelegem, e doar, cum să spun, e retorică.
Și dacă, într-un fel, ca să, cum să spun, să fim convinși de lucrul ăsta, că nu are o acoperire în practică, chiar la un moment dat Erdogan a vorbit că NATO ar trebui, Turcia cu NATO să atace Israelul. Evident, este o baza conii, așa, iertați-mi termenul neacademic, că nu era absolut imposibil să implici NATO în chestiunea asta. Deci, dar el a spus-o, cum spuneam, din două motive. Pe de o parte, din motive interne, Erdogan caută permanent să utilizeze orice chestiuni dintre astea care ar putea să aibă un suport popular, el nemai fiind nici pe departe la fel de popular ca înainte. Dar sigur că să încerce așa să utilizeze filonul naționalist. În al doilea rând, deci asta pe de o parte intern, mai ales că el vine după niște alegeri pe care nu s-a, mă rog, n-a ieșit foarte bine, niște alegeri locale, regionale. Și orașele mari practic le-a cam pierdut, inclusiv Istanbulul, nu? Dar pe de altă parte, ce menționam și mai devreme, el încearcă prin acest tip de retorică super excitată să încerce să se poziționeze ca lider, nu lider regional, dar mai mult, adică și această combinație ca un lider legitim, un lider care să fie recunoscut și a lumii și a intereselor lumii islamice. Bun, sigur că nu trebuie uitat detaliu că el este produsul Frăției Musulmane. Frăția Musulmane este acea grupare pan-statală care a fost și în Egipt, sigur că acolo Morsi a ajuns președinte și da, sigur, el a fost la un moment dat dat jos printr-o lovitură de stat militară. Și ceea ce pe Erdogan l-a deranjat foarte tare la acea vreme. Dar Frăția Musulmană e un grup destul de bine organizat cu prezență în mai multe state arabe. Deci el e cumva și produsul acestei grupări, cum spuneam, pan-arabe și pan-musulmane, că Turcia nu e o țară arabă. Deci e această bătălie și, cum spuneam, sigur, mai e și complicația asta. China și Rusia încearcă cumva să intre și ele în joc și China chiar are o prezență consistentă. Sigur, și Rusia prin relația cu Iranul, prin prezența în Siria, dar încearcă cumva să încurce Statele Unite, care în mod tradițional aveau un rol, zicem, important în regiune, dar China încearcă să se poziționeze ca o putere care este, sigur, mai echilibrată, nu e neapărat doar pro-israeliană. Acum, mă îndoiesc că Israelul s-ar da foarte mult sau ar lăsa China să intre, mai ales că nu-i convine formula asta în care e o combinație cu Hamas, Fatah, deci tot felul de grupări a căror scop declarat este distrugerea Israelului, nu? Să le dai posibilitatea să gestioneze Gaza. Și interesant este, cum spuneam, menționam și mai devreme, că nici statele arabe sunite influente, în principal, sigur, Arabia Saudită, dar și celelalte țări din Golf, nu sunt deloc încântate de această formulă. Bun, vă mulțumesc, domnule Lăzescu, pentru intervenție și pentru timpul acordat. Cu mare plăcere. Mergem mai departe, domnilor. Îl avem alături de noi pe Mihai Isac, este expert în relații internaționale. Din punct de vedere al relațiilor internaționale, domnule Isac, cum vedeți criza din Orientul Mijlociu și conflictul escaladat din Orientul Mijlociu? Mulțumesc pentru invitație. Desigur, este o problemă care privește direct și România, interesele României din regiune sunt amenințate de această stare de conflict și vedem că niciuna din părți nu dorește să ajungă la masa negocierilor. Și când ne referim la negocieri, nu ne referim strict la problema cea mai presantă, și anume eliberarea ostaticilor israelieni, dar vorbim de identificarea unui mecanism care poate să aducă pacea în regiune. Desigur, vedem cum atenția Occidentului nu mai este îndreptată doar către Ucraina,
Iar această criză din Orientul Mijlociu este alimentată, vedem, și de demersuri ale Federației Ruse sau Chinei, care încearcă practic să scoată din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu Statele Unite și alți actorii politici occidentali. Să nu uităm că în urmă cu câteva zile în China a fost semnat un acord între 14 grupări palestiniene, o acțiune la care nu a participat niciun înalt reprezentant din partea statelor occidentale. Deci vedem această teorie a Chinei, a multipolarismului, cum este implementată treptat, China profitând de faptul că Occidentul este ocupat de problema din Ucraina și, desigur, de profitând și de situația anului electoral 2024 din Statele Unite. Deci, vedem o escaladare a acestor conflicte, vedem modul în care organizații teroriste cum este Hezbollah sau Hamas atacă în permanență statul Israel și trebuie să înțelegem că nu se mai poate permite revenirea la realitățile anilor 60, 70, 80, atunci când luarea de ostatici era folosită ca o armă politică extrem de potentă împotriva statelor occidentale. Să nu uităm de pildă organizațiile teroriste palestiniene care luau ostateci sau deturnau avioane, să nu uităm cum Saddam Hussein, dacă țineți minte, înainte de primul război din Golf, ținea ostateci mii de cetățeni ai statelor occidentale. Deci este nevoie ca întreaga comunitate internațională să găsească o metodă pentru a preveni ca organizațiile teroriste să-și facă de cap în Occident și desigur că această amenințare teroristă să nu mai pună în pericol lumea în secolul în care trăim. Terorismul trebuie îngropat la groapa de gunoi a istoriei, dar vedem că, din păcate, avem actori statali cum este Federația Rusă, Republica Islamică, Iran sau China, care folosesc aceste conflicte pentru a-și propăși propriile interese politice. Da. Haideți să ne uităm puțin la Turcia, pentru că Turcia, din perspectiva NATO, joacă un rol dublu în regiune. De o parte e cu NATO, de partea cealaltă pare că se poziționează împotriva Israelului și totodată împotriva SUA, care au spus că vor apăra Israelul. Se observă o lipsă de unitate a NATO pe acest subiect? Da, desigur, dar trebuie să spunem că doar din toate statele NATO, doar Turcia este cea care încearcă să deturneze, să spunem, relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Israel. Restul statelor și-au exprimat sprijinul pentru statul Israel și chiar dacă există anumite controverse atunci când vorbim de modul în care diferite state înțeleg situația din regiune, totuși atunci când vorbim de structura NATO, aceste state și-au exprimat sprijinul pentru Israel, care este un aliat important al organizației în regiunea respectivă. Turcia a declarat astăzi o zi de doliu național pentru a-l comemora pe liderul Hamas care a decedat la Teheran și vedem cum Erdogan folosește acest discurs anti-israelian și în scop politic intern. Să nu uităm, pe 1 ianuarie, de pildă, din ianuarie încoace a organizat mai multe mari întruniri în care el își exprima sprijinul pentru diferite organizații teroriste palestiniene și, desigur, acum în Turcia există această campanie de imagine publică pe care Erdogan și-o face încercând să se erigeze în apărătorul drepturilor musulmanilor din Orientul Mijlociu. Este adevărat că nu vedem același discurs din partea domnului Erdogan atunci când vorbim de pildă despre drepturile minorității uigure din Xinjiang, din China. Deci este clar un discurs dublu și în acest moment în Turcia vedem forțe politice cum este AKP sau grupări de extremă dreaptă din Turcia care încearcă să folosească această situație pentru a isteriza populația împotriva statului Israel și, desigur, pentru a câștiga puncte politice importante în interiorul societății turce. Este clar că astfel de amenințări și un astfel de discurs nu este cel mai bun curs pentru a aduce pacea în regiune, iar Turcia ar fi trebuit să-și folosească bunele relații pe care le avea înainte cu Israelul și bunele relații pe care le are la nivelul statelor membre ale NATO
tocmai pentru a încerca să joace rolul de mediator între cele două părți, așa cum încearcă să facă de pildă între Rusia și Ucraina. Deci vedem din nou acest dublu discurs al regimului Erdogan atunci când vine vorba de propriile sale interese. Bun, vă mulțumesc, domnule Isaac, pentru analiză și pentru intervenție. Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, ne revedem la fix cu titlurile orei 14. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, titlurile orei 14 și ultima ora a dezbaterilor. Haideți să începem cu știrile orei. Furnizorii de servicii sociale au termen până la 31 decembrie 2024 să obțină autorizația de securitate la incendiu sau documentul justificativ din care să reiasă faptul că spațiul în care se asigură serviciul social nu se supune autorizării. Iar emiterea documentelor de acreditare și licențiere este posibilă doar după efectuarea de evaluări în teren. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, hotărârea de guvern prevede posibilitatea înregistrării documentelor într-o platformă online, e-registru, imediat după ce aceasta va fi finalizată. 9 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, vor primi sprijin tehnic de la Comisia Europeană pentru întocmirea planurilor lor naționale de punere în aplicare a pactului privind migrația și azilul. România, Belgia, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia și Portugalia au depus cereri în acest sens și vor primi acum consultanța specifică din partea experților timp de 4 luni, până la sfârșitul lunii noiembrie 2024. În iunie anul acesta, Comisia a lansat o cerere de propuneri specifică ce va avea scopul de a sprijini statele membre în pregătirea PNP-urilor lor. Metrorex a anunțat lansarea portalului online www.card.metrorex.ro de reîncărcare a cardurilor contactless de transport cu metroul pentru următoarele titluri de călătorie: abonament săptămânal, lunar, abonament pe 6 luni și abonament anual. Pentru a beneficia de acest serviciu, călătorii trebuie să dețină un card contactless nominal încărcat cu unul dintre tipurile de abonament de la orice casierie din rețeaua de metrou. Ulterior, cumpărătorul accesează portalul web al Metrorex folosind orice dispozitiv conectat la internet și își creează un cont. Folosind același CNP pe care l-a folosit la emiterea cardului contactless, reîncărcabil nominal, și seria cardului contactless emis. Atenție, pot fi reîncărcate doar cardurile emise de către Metrorex. Mergem mai departe, compania Media Green Energy, fosta uzină termoelectrică Media, deținută de statul român prin Ministerul Energiei și de KMG International, compania mama a Rompetrol, pregătește construirea celui de-al treilea parc fotovoltaic din portofoliu, conform datelor analizate de Profit.ro. În 2022, compania a pus în funcțiune o capacitate solară cu putere instalată de 3 MW la Năvodare, amplasată chiar pe platforma industrială Media. Acum Media Green Energy a lansat o nouă procedură de achiziție, de data aceasta pentru ridicarea unui parc fotovoltaic de 3 MW în comuna Dumbrăven din județul Vrancea. Valoarea investiției este estimată la 10,5 milioane lei plus TVA. Aceasta va fi realizată pe un teren de aproape 3 hectare, proprietate a companiei. Ministrul Digitalizării discută în prezent cu oficialii Meta, TikTok și Google o extindere în afara perioadei electorale a mecanismului de raportare și eliminare mai rapidă a conținutului deepfake raportat pe site-ul Ministerului Digitalizării. Din discuțiile informale, România este în top 3 țări din Europa în materie de scheme de înșelătorie în mediul online, a declarat ministrul Digitalizării Bogdan Ivan. Ministrul a anunțat anterior la Profit News TV că acordurile cu Meta, TikTok și Google în vederea combaterii fake news vor fi reînnoite pentru campaniile electorale care se vor desfășura cu prilejul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Amintim că în luna mai din acest an, înaintea alegerilor locale și europarlamentare, Ministerul Digitalizării a lansat o pagină dedicată, hashtag NoFake, unde cetățenii pot semnala conținutul deepfake pe care îl consideră malițios sau înșelător de pe diverse platforme sociale și motoare de căutare.
Reporterul american de la Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, și fostul pușcaș marin american Paul Whelan s-au numărat printre cei 26 de prizonieri din SUA, Rusia, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia și Belarus, care au fost eliberați în cadrul unui schimb major est-vest, a declarat președinția Turciei. 10 prizonieri, inclusiv 2 minori, au fost transferați în Rusia, 13 în Germania și 3 în Statele Unite. Serviciile secrete turce anunțaseră că vor coordona operațiunea. Semnele unui schimb major de prizonieri între Rusia și Belarus, pe de-o parte, și Statele Unite, Germania, Slovenia și Marea Britanie, pe de altă parte, s-au înmulțit în condițiile în care mai mulți disidenți și activiști ruși au dispărut din închisorile lor. Kremlinul susține că avioanele de luptă F-16 primite de Ucraina nu vor avea un impact semnificativ asupra cursului războiului, deoarece forțele sale aeriene le vor doborî, relatează agenția de presă Reuters. Oficiali lituanieni și americani au confirmat faptul că Ucraina a primit primul lot de avioane F-16 cerute de aproape 2 ani de autoritățile de la Kiev. Ucraina pledează de aproape 2 ani, pe lângă partenerii săi occidentali, să-i fie livrate aceste avioane F-16, considerate bijuteria coroanei, pe lista lungă de material militar pe care Kievul l-a solicitat pentru a rezista și eventual pentru a respinge invazia rusă, precizează AFP. Aceste avioane de luptă de fabricație americană sunt elogiate pentru precizia, viteza și raza lor de acțiune. Kievul speră că aceste avioane îi va permite să se protejeze mai bine de bombardamentele rusești. Mergem mai departe cu sport. Mircea Lucescu a fost ofertat de către Federația Română de Fotbal. Marele antrenor s-ar fi înțeles cu Răzvan Burleanu și toate informațiile indică faptul că Lucescu va semna în curând noul angajament. Următoarele partide ale României vor avea loc în luna septembrie, Mircea Lucescu având puțin timp la dispoziție pentru a pregăti campania din Liga Națiunilor. Astfel, se pare că Il Luce vrea să-și aleagă cât mai repede staful și deja a început căutările. Daniel Sanciu a dezvăluit că Mircea Lucescu s-a întâlnit deja cu staful lui Edi Iordănescu la Mogoșoaia, semn că și-ar dori să-i coopteze pe cei care au luat parte la calificarea în optimile Euro 2024. Încheiem ca de fiecare dată cu informațiile despre vreme. Astăzi va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va fi de peste 80 de unități în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea Continentală, jumătatea de sud a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și izolat în rest. Cel va fi variabil, dar local în regiunile vestice, nordice, precum și în centru și la munte, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade și 39 de grade. În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Doamnelor, domnilor, discutăm în minutele următoare despre turism și despre cum putem promova turismul României cât mai eficient. Are statul român o strategie coerentă de promovare a turismului local? Bineînțeles, vom discuta și despre celebrele vouchere de vacanță. Salvează aceste bonusuri, aceste vouchere de vacanță, turismul românesc? Ce s-ar întâmpla dacă ar fi eliminate? Așa cum se vehicula la un moment dat anul trecut când se discuta despre măsurile fiscale. Încercăm să răspundem la mai multe întrebări pe acest subiect, bineînțeles și cu o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Știți bine că avem o emisiune interactivă. Cum putem promova eficient România turistică? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, luăm o scurtă pauză și revenim. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, așa cum v-am obișnuit, încercăm pe cât posibil să abordăm teme legate de turismul românesc, de cum putem promova eficient turismul românesc,
cu ce provocări se confruntă acest sector, care ar putea deveni un sector cheie pentru dezvoltarea României, pentru că, slavă Domnului, potențial din punct de vedere turistic avem foarte mult. Dacă vreți, mama natură a fost destul de darnică cu țara noastră. Avem mare, avem munte, avem turism termal și nu numai. Avem delta și multe alte lucruri. Dar cum putem dezvolta eficient turismul astfel încât să ajungă să producă ceva mai mult din produsul intern brut? Știți că la un moment dat guvernul vorbea de acel vis frumos ca turismul să aducă măcar 10% din produsul intern brut, dar suntem destul de departe de acest punct și încercăm să ne întrebăm cum vom ajunge acolo. Invitatul de astăzi, doamna Mirela Matichescu, este manager OMD Mamaia Nord, organizația de management al destinației Mamaia Nord. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Cum putem promova eficient turismul românesc? Hai să începem cu litoralul românesc, pentru că suntem în sezon, practic e vară și toată lumea se uită cu atenție spre litoralul românesc și cum îl putem dezvolta astfel încât să ajungă la nivelul concurenței. Din fericire, să știți că astăzi litoralul românesc este competitiv cu multe destinații de același nivel de vacanță din Europa. Noi ne-am așezat, așa pot să spun. Investim și am investit, încă se investește în stațiunile de pe litoralul românesc. Avem foarte multe avantaje comparativ cu celelalte destinații din Europa. Important este să se conștientizăm că România trebuie să devină, pentru, în primul rând pentru români, prima opțiune de vacanță și nu a doua, așa cum este astăzi. Sunt multe măsuri pe care trebuie... Care sunt avantajele turismului sau litoralului românesc, de exemplu? În primul rând, prețurile care sunt competitive astăzi cu celelalte destinații, faptul că avem un litoral cu plaje frumoase, cu nisip fin, cu cele mai noi locuri de cazare făcute, construite în ultimii ani, cu unități de Horeca, restaurante, barul care se adresează tuturor categoriilor de turiști, până și bucătăria și partea de culinară astăzi satisface toate gusturile. Important este că trebuie să o cunoaștem. Ce avem noi de făcut ca să ajungem în opțiune, să ajungem să fim o primă opțiune a turistului, în primul rând din România și pasul 2 din afară. Pentru că noi ne confruntăm în ultimii ani cu deficiența aceasta. Dacă voucherele de vacanță au produs efecte și a fost un lucru bun pentru turismul românesc, iată că măsura de a limita aceste vouchere aduce un pic un deficit de turiști români pe litoral. Ajungem și la voucherele de vacanță, că aș vrea să acordăm mai mult atenție acestui subiect, pentru că anul trecut au fost tot felul de zvonuri în goana aia după măsuri fiscale și în goana aia de a acoperi deficitul bugetar. S-a propus la un moment dat chiar renunțarea la acestor vouchere și știu că patronatele din turism au reacționat prompt pe acest subiect. De asta aș vrea să facem o discuție separată pe voucherele de vacanță, care într-adevăr reprezintă o gură de oxigen, o gură de aer proaspăt pentru patronatele din turism. Aș vrea să mai rămânem puțin pe litoralul românesc și pe promovarea României și a litoralului românesc implicit. Ce am putea face mai bine pentru a promova mai eficient și pentru a atrage turiști străini? Astăzi, prin înființarea acestor OMD-uri, avem avantajul ca toate destinațiile locale să fie promovate cu ajutorul sau cu sprijinul mediului privat și al autorităților locale, ceea ce este un lucru extrem, extrem de bun și se va dovedi că va fi extrem de eficient, pentru că fiecare își cunoaște aturile și va ști cum să pună în evidență și să atragă turiștii pentru destinația lor.
Este foarte adevărat că trebuie să existe campanii de promovare, mai ales în media online, trebuie să ne adaptăm felului în care online-ul avansează și atrage turiștii. Trebuie să creăm parte de evenimente care să crească circulația turistică și nu în ultimul rând să ne axăm pe creșterea calității serviciilor, a calității condițiilor de cazare, satisfacerea, practic, și crearea confortului turistului, astfel încât să devenim prima opțiune de vacanță. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, din nefericire astăzi, România este practic a doua opțiune pentru cea de-a doua vacanță. Adică dacă turiștii astăzi pleacă și își fac vacanțele în exteriorul țării, dacă mai rămâne ceva, dacă mai rămân ceva bani în bugetul familiei, mai fac și a doua vacanță pe litoral sau la munte. Aici este o problemă pe care o văd. În altă ordine de idei, cred că campaniile online cu info tripuri, cu bloggeri, cu influenceri pe partea externă ar fi extrem, extrem de eficientă. Da, iar da. Asta ar trebui să lege cumva de evenimente mari, de festivaluri, de, nu știu, activități. Da, vedeți, care lucrurile acestea costă și acum aș vrea să ajungem și la implicarea statului. Spuneați că, bineînțeles, și știm și noi, OMD-urile aduc practic la aceeași masă și patronate, dar și autorități locale. Dar eu mă refer, nu știu, la nivel de strategie mare, de strategie centrală. Cum putem promova eficient România și tot sunt, ce avem două pe zonă? Paliere. Vă rog. Da, sunt două paliere. Odată, prin aceste OMD-uri, fiecare organizație de management poate să adune fondurile din taxele de promovare care se aplică la nivelul fiecarei destinații, iar partea de autoritate centrală trebuie să gândească promovarea pe partea de brand național. Da. Deci una este partea de promovare pe brand național și care trebuie să fie, din punctul meu de vedere, o promovare integrată, nu numai pe partea de turism. Noi trebuie să creștem brandul de țară cu tot ce include el, nu numai turism. Și atunci promovarea va fi, atenția asupra destinației României va fi mult mai eficientă, da, dacă o faci într-un mod integrat, iar la nivel local fiecare UAT și fiecare OMD va avea bugetul astfel încât și va trebui să-l gestioneze cât mai eficient. Pentru că, vă spun, din momentul în care aceste OMD-uri s-au înființat, fiecare are bugetul lui de promovare. Da. Nu de alta, dar la nivel central mă uitam pe niște cifre. De exemplu, în 2023 România, pentru întreaga țară, a avut un buget de promovare de 1,5 milioane de euro, ceea ce, iertați-mă, e buget de firmă. Este adică extrem, extrem de mic. Sunt firme care se promovează și fac marketing cu bani mai mulți. Păi să ne comparăm cu cine? Noi suntem competitivi. Prima piață aici lângă noi este Turcia, care are undeva la 75 de milioane de euro numai pe partea de Istanbul. Deci, nu, noi trebuie să ieșim odată, că trebuie să avem buget de promovare la nivel național pentru, repet, pentru promovarea brandului de țară, da? Nu destinație turistică, trebuie să concepem brandul de țară. Ar trebui reînființate birourile externe de turism care își făceau foarte bine treaba și ele avea un rol extrem de important pentru atragerea turiștilor străini în România. Nu înțeleg de ce s-au desființat și de ce n-au fost cumva regândite aceste misiuni, să zic, diplomatice, astfel încât să avem și partea de atragerea turiștilor străini. Tot la nivel central sunt târgurile de turism externe pe care ministerul din autoritate le face. Anul trecut am ratat parcă niște târguri de-astea importante. Le-am ratat, dar vă spun că important este nu să te duci să fii prezent la târg, important este cu ce contracte vii de acolo. Că dacă noi ajungem și la târgurile externe, vindem tot destinații străine, n-am făcut nimic. Da. Noi trebuie să vindem în târguri, să venim cu contracte încheiate și după fiecare târg să avem un bilanț, iar de la an la an indicatorii să crească. Altfel n-am făcut nimic, cheltuim banii degeaba.
mai bine ne ducem cu ei în online, plătim influencer, facem evenimente care să atragă circulația, să crească circulația turistică și suntem mult mai eficienți. Da. La cum arată cifrele în momentul de față? Am văzut că majoritatea raportărilor sunt față de anul dinaintea pandemiei. Ajungem anul ăsta să recuperăm sau să ajungem la nivelul din 2019, dinaintea pandemiei de COVID-19? Pentru că în discuțiile pe care le-am mai avut la Prima News, cum spuneam, cu patronate, cu reprezentanții ai turismului românesc, toată lumea se raporta la acea perioadă. Dom'le, să ajungem la venituri și la încasări și la un număr de turiști măcar ca în 2019, nivelul pre-pandemic. Da, este un punct de reper anul de dinaintea pandemiei. Toți operatorii economici, pentru că știm, turismul este în proporție 90% mediu privat, dacă nu mai mult. Da. Toți operatorii din turism fac eforturi ca să își mențină turiștii an de an, ca să crească circulația turistică, să investească, să crească calitatea serviciilor și cumva să fie competitiv și cu celelalte piețe cu care noi suntem concurenți. Vorbesc de Grecia, Spania, Turcia, Bulgaria. Da, este important să avem asta, numai că, la fel cum spuneam, trebuie să păstrăm măsurile pe care le-am avut înainte de 2019. Vorbim de vouchere de vacanță, vorbim de impozitul specific în turism, vorbim de multe facilități pe care astăzi turismul nu le mai are. Bine, au fost și niște măsuri de sprijin în pandemie. Știu că patronatele nici acum nu și-au primit unii bani din Horeca, doi Horeca, mai știu eu care. Da. Au fost măsuri de sprijin, măsuri care trebuiau să existe. Eu vă spun că cea mai importantă măsură pentru creșterea turismului românesc, pentru menținerea contribuției în PIB, sunt aceste vouchere de vacanță. Bun, revin, hai să ajungem atunci la voucherele de vacanță. Cât la sută din veniturile, hai să ne raportăm tot la litoral pentru început, cât la sută din veniturile pe care le obțin patronatele an de an, sezon de sezon, vin din această zonă a voucherelor de vacanță? N-aș putea să zic exact un procent, dar vă spun așa, ieri discutam cu un manager de unități de cazare, trei unități de cazare cu 200 de camere, care îmi spunea în felul următor, dacă dispar aceste vouchere de vacanță, rămânem cu undeva la 10% grad de ocupare. Din nefericire, noi avem pe o perioadă scurtă de timp, de o lună și ceva, gradul de ocupare peste 85%. Deci avem un sezon bun, dar scurt, foarte scurt. Trebuie să gândim ce facem ca să extindem sezonul estival, dar ce facem ca să-l avem de la 1 mai până la 15 septembrie, chiar în 1 octombrie, pentru că vremea ne ajută. Deci, după cum vedeți, în ultimii ani este foarte cald încă din luna martie-aprilie, când temperaturile cresc, numai că zicem lipsă de turiști. Și atunci trebuie să gândim o strategie să extindem această perioadă. Și vorbesc de măsură luată pentru acordarea vacanțelor elevilor. În ultimii ani, vacanța școlară de vară este foarte scurtă, se termină târziu și începe de vreme. Bagi copiii în clasele de curs în condițiile în care afară sunt încă 30 de grade, temperatură de 30 de grade. Îi scoți în noiembrie când n-au ce să facă. Este primul pas să mai plouă, nu merg nici în vacanța de vară la mare, nici la munte. Aici trebuie gândit un pic. Cred că acordarea de vouchere de vacanță și pentru mediul privat ar trebui să fie o măsură de luat în calcul pentru guvernanți, pentru că dacă inițial ea a fost acordată și aceste vouchere au fost date bugetarilor, ar trebui cumva să facă să devină o măsură echidistantă și pentru mediul privat. Da.
Și vă spun că atunci când am făcut aceste vouchere a fost o statistică și o fundamentare extrem de bine documentată. Un leu acordat pentru un voucher de vacanță întoarce înapoi în bugetul statului, minim 1,8 lei. S-a dovedit că în timp acest voucher a produs undeva între 2,4 și 2,6 lei. Adică dacă îi acordi, dacă îi dai unui om un voucher de 1650 de lei cât a fost până acum, el va aduce profit în bugetul statului de două ori mai mult, pentru că luăm taxe din accize, din TVA-uri, din impozitele pe care care apar pentru angajații care trebuie făcuți pentru acești număr de turiști foarte mare. Deci să nu renunțăm la voucherele de vacanță, să încercăm să dăm și pentru mediul privat, că ar fi o măsură extrem de bună pentru industria din turism, și nu numai pentru industria de turism, ci pentru return din bugetul statului. Să încercăm să venim cu facilități și pe partea de extrasezon. Pentru că, uitați, vorbeam cu colegii de-ai mei din mediul privat, care spuneau, domnule, dacă aș avea o facilitate și n-ar trebui să mai plătesc măcar dările la stat pentru angajați, eu i-aș ține toată perioada extra sezonului, nu s-ar mai duce să se înscrie la șomaj, i-aș plăti, ar fi niște bani pe care i-aș întoarce din nou în economie prin salariile pe care le dau și aș fi crește calitatea personalului, cu calificarea lui. Pentru în perioada de extra sezon, să-l ții, să-l califici ca el în următorul sezon să-l ai foarte bine pregătit, e cumva calificare la locul de muncă pe banii antreprenorilor. Mi-a tras atenția ceva ce ați spus mai devreme, și anume faptul că România, pentru turiștii români, e a doua destinație de vacanță. Adică merg în alte destinații și în măsura în care le mai rămân bani, mai vin și pe litoralul românesc, nu știu, poate o săptămână, poate un weekend sau cine știe. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Tocmai din lipsa asta a promovării sau de unde pleacă? Lipsa promovării, lipsa faptului că turiștii români nu cunosc foarte bine avantajele destinațiilor pe care noi le avem. Am avut și foarte multă promovare în negativ a lucrurilor care se întâmplă și nu numai pe litoral, cred că peste tot ne-am confruntat cu promovarea asta negativă, în sensul în care apar alge, apar știri că sunt alge pe tot litoralul românesc, că apar toxinfecții alimentare în condițiile în care noi nu am avut toxinfecții alimentare. Vă spun că anul trecut, în 2023, ne-am confruntat cu un singur caz de toxinfecție alimentare în Costinești, când a fost din vina nimănui, ci din vina turistului care a ținut mâncarea pe plajă și a mâncat-o după 6 ore. Deci, în ultimii ani, și confortul și calitatea serviciilor a crescut foarte mult. Puțin sunt cei care știu ce înseamnă și ce oferă litoralul românesc, de exemplu. Vin turiști, după ani de zile ne întâlnim cu ei la mare și îi spun, nu ne-am știut că e atât de frumos. Noi n-am știut că aveți mare atât de frumoasă, curată, că nisipul e atât de fin, locurile de cazare. Deci gândiți-vă că astăzi plecăm cu prețuri la cazare de la undeva la 40 de euro pe persoană. Da? Avem și sunt locuri de cazare noi, cu toate facilitățile care satisfac toate cerințele unui, de la tineri până la cupluri cu copii, cu părinți. Șezlonguri la ce bani găsim? Pentru că au fost săptămânile acestea niște știri prin toată presa. Doamne, cât de scumpe sunt șezlongurile la malul românesc al Mării Negre. E un fake news sau? Preț. Nu, eu pot să vă arăt astăzi preț de șezlong în weekend care pleacă de la 50 de lei, în Mama Ianor, de la 50 de lei, 70 de lei, cele cu 70 de lei primești o băutură sau eventual ceașafă apretat, și doar 1 sau 2% din tot ce înseamnă numărul de șezlonguri din Mamaia Nord sunt peste 100 de lei. Avem nevoie și de aceste servicii, avem nevoie și de aceste locuri. Normal. Să ne înțelegem că ne adresăm tuturor tipurilor de turiști și aș vrea să comparăm cumva, când comparăm prețurile cu destinațiile de afară,
aceeași categorie, adică comparăm prețul de 3 stele cu 3 stele, prețul de 4 stele cu 4 stele, să nu mai comparăm prețurile de lux de 5 stele de aici cu cele de 2 stele de afară. Pentru că vă spun, la aceeași categorie de servicii suntem sub, cam în jur de 30-40% mai ieftin decât ce înseamnă prețurile pe celelalte piețe. Cum colaborați cu celelalte OMD-uri de la Malul Mării? Foarte bine. Noi și merg pe politica de a ne promova cumva integrat. Noi promovăm și trebuie să promovăm litoralul românesc în integrat cumva, în sensul în care fiecare destinație trebuie să-și identifice aturile, adică să avem stațiunea de tineret care a rămas cu Osineștiu, Mama Ianor, care este pentru toate tipurile de turiști de la 20 de ani în sus, familii tinere cu copii care vin cu părinți. Avem sudul litoralului Olimpul, care și el pentru partea de Olimp inclusiv, avem multe unități Olimp inclusiv acolo. Adică fiecare stațiune trebuie să-și identifice punctele forte, să le promovăm și suntem un litoral care nu are decât 54 de kilometri de nisip de mare. Dar pare că se creează cumva o concurență și între stațiunile noastre de la Malul Mării, pentru că atunci n-ar fi productiv deloc, în loc să... Nu. Nu, noi n-ar trebui să concurăm între noi. Concurența noastră este peste hotare. Zic și eu, că n-ar trebui să concurăm între noi. Din contră, competiția ar trebui să fie pe plan extern. Dar se creionează o astfel de luptă? Adică vedeți că sunt destinații care poate sunt în competiție cu stațiuni de la noi decât cu stațiuni din alte părți? Nu, eu personal n-am simțit. Sunt anumite, mai sunt câteva puncte așa care se discută puțin în contradictorii vis-a-vis de denumire de destinație, dar nu, ca promovare, eu vă spun, eu sunt în Mamaia Nord și promovez tot litoralul. Când am făcut campanie de promovare, am promovat Mamaia, am promovat Neptun Olimp, promovăm chiar Delta, adică ai ce să faci pe litoralul românesc și trebuie niciodată un turist care vine într-o singură stațiune nu vrea să rămână, dacă rămâne 7 zile, să rămână numai acolo. El trebuie să găsească activitate și interes și pentru zonele din proximitate. Și vă mai spun că un turist, dacă astăzi Mamaia Nord găsește un loc de cazare doar la a patra căutare, el se va gaza în imediata vecinătate, adică în Mamaia. Da? Noi promovăm și stațiunea Mamaia, că și acolo ai ce să faci. Este acvaparcul. Avem parcul de distracții de pe lacul Stribiol. Cum colaborați cu OMD Mamaia? Că știu că au fost niște clinciuri acolo cu... Nu sunt clinciuri. Nu au fost clinciuri. Singura problemă a fost legată doar de faptul că noi ne numim Mamaia Nord. Și așa trebuie să rămânem și ei se numesc Mamaia. La un moment dat au avut ei o solicitare să nu ne mai numim Mamaia Nord. Și cum să vă numim? Ca să nu se confunde. Dar din fericire pentru ei, Mamaia Nord astăzi are mai multe aturi decât are Mamaia și atunci ar putea să se folosească de noi. Practic, suntem unii lângă alții. Am putea fi o stațiune, numai că partea de nord are plaja mai frumoasă, partea de sud, adică Mamaia, să rămână cu locurile de cazare cu toți, să încerce să își amenajeze plajele astfel încât ele să devină atractive. Pentru că astăzi problema pe care o are stațiunea Mamaia este exclusiv doar a plajelor, a stării în care se află plaja în Mamaia. În rest, au unități de cazare foarte bune, servicii foarte bune, au parte de să zic așa, ofertă de distracție în afara plajei. Da. Cât la sută din PIB ar putea produce turismul în România dacă ar fi promovat eficient? Păi ar putea să sară de 8% din PIB-ul procent din PIB-ul României. Ar putea să sară lejer. Dar vă spun că trebuie în continuare menținute măsura cu voucherele de vacanță, pe care eu n-am văzut-o bună anul acesta, pentru că dacă, și înțeleg că la un moment dat a fost presiune pe buget, că n-au mai fost bani să acordăm voucherele de vacanță tuturor bugetarilor. Da. Dar dacă aș fi calculat și aș fi, n-am mai avut 20 de lei, vă dau un exemplu, pentru voucher am avut numai 10 lei, aș fi împărțit acei 10 lei la numărul de beneficiari din anul precedent, pentru că limitarea aceasta la
bugetarii care au până în 8.000 de lei n-a făcut bine deloc. Ce s-a întâmplat? Efectul. Cei care au avut peste 8.000 de lei și au bani de cheltuit pe o vacanță nu s-au mai orientat către România, că nu au mai fost motivați să rămână în România. Și atunci au plecat peste hotar. S-au dus să cheltuie cei 8.000 de lei peste hotar. Da. Cei care au avut până în 8.000 de lei și au avut voucher de vacanță, probabil că și bugetul fiind mic, uneori nu au putut să vină să beneficieze de aceste vouchere, ori dacă au venit, n-au avut foarte mulți bani să cheltuie. Și atunci, părerea mea este că ele trebuie păstrate, chiar dacă le diminuăm valoarea la numărul de beneficiari din anul precedent, din anul 2023, și să nu uităm că trebuie să luăm în calcul acordarea de voucher de vacanță și pentru medii privați. Bun, acum depinde cum ar putea primi mediul privat această informație, pentru că după strategia fiscală a anului trecut și după taxele care au fost introduse și așa mai departe, ar putea fi văzută de mulți ca o povară în plus acordarea acestor beneficii pentru angajat. Nu, eu nu mă refer să dea mediul privat, tot guvernul să dea, repet. Păi da, iarăși e complicat. Pentru că, repet, nu e complicat deloc, pentru că acești bani produc. Cred că este singura măsură luată în ultimii ani care produce venit. Adică nu ar trebui să fie o cheltuială pentru statul român, ci o investiție. E diferență mare. Da, eu mă refer că e complicat din moment ce guvernul a ales să limiteze voucherele de vacanță, adică hai să spunem așa pe cifre, sunt 1.300.000 și ceva de mii de bugetari. Din această sumă, doar o parte sunt eligibili de a primi vouchere de vacanță, adică ăia cu salarii sub 8.000 de lei. Nu, exact asta vă spuneam, ar trebui să fie toți eligibili. Păi da, adică asta de ce am să dai la... Da, adică diminuez, nu am bani în buget, dar diminuez valoarea voucherului, nu mai fac să fie de 5 nopți de cazare la 4 stele, o fac să fie de 5 nopți de cazare la 3 stele. Da. Și atunci dau tuturor bugetarilor, cu atât mai mult cu cât, vă repet, acești bani se întorc în bugetul statului. Mă le-au acordat un voucher de vacanță, întoarce la bugetul statului între minim între 1,8 și 2,4 lei. Da, păi asta zic, doar că guvernul a limitat, în lipsa banilor și așa, a limitat acordarea, adică nu toți cei 1.300.000 și ceva de mii de bugetari primesc vouchere de vacanță, doar aceia eligibili din punctul de vedere al guvernului. Dar e o măsură care nu produce. Produce atât de mult cât ar fi produs... Numărul de angajați din economia locală, mă uit pe niște cifre din ianuarie 2024, a fost de 5,13 milioane de persoane. Adică guvernul ar trebui să bage destul de adânc mâna în buzunar ca să poată să ofere astfel de beneficii. Eu sunt de acord, sunt niște beneficii care aduc plus valoare. În primul rând, că aceste vouchere de vacanță nu se cheltuie odată. Din momentul în care încep să cheltui în prima lună, automat se întoarce returnul din TVA, impozite, taxe, tot ce rezultă din cheltuirea acestor bani. Deci nu este un efort pe care să zici, domnule, îl face, eu sunt bani pierduți. Nu, încep treptat și după aia, următoarele luni, acord vouchere de vacanță, le decontez din ce se încasează în baza primelor vouchere de vacanță. Da. Nu știu dacă înțelegeți cumva. Da. Nu, eu am înțeles și știu că sunt niște beneficii care pot aduce plus valoare inclusiv în veniturile statului și așa mai departe. Important e cum reușim să-i facem pe cei care gestionează finanțele țării și aceste zone să aplice astfel de măsuri. Și ar trebui să înțeleagă, dacă ar fi lucrat în mediul privat și ar fi tăiat o factură și ar fi văzut că nu. În mediul privat nu e așa funcționat. Dacă investești un leu, trebuie să producă cel puțin doi înapoi. Da? Și atunci măsurile acestea luate și gândite doar din spatele biroului, fără să fie avut în spate experiența investiției, e greu de luat. De acord. Dar vor trebui să, eu vă spun că aceste lucruri trebuie făcute. Cum, de exemplu, tot pentru turismul românesc, pentru atragerea turismului străin, eu n-am înțeles de ce au fost închise acele birouri externe. Da, vă spun că eram la Autoritatea Națională pentru Turism, când dădusem indicatori birourilor de turism și am avut turiști străini veniți din
în urma campaniilor de promovare și acțiunilor pe care aceste birouri le făceau până în 2018. În 2018 au venit ultimii turiști străini în urma acelor campanii. Da. Deci, birourile de turism externe trebuie să existe și trebuie reînființate și regândite astfel încât să creștem circulația turistică și, practic, să ajungem în percepția celor care au bugete pentru vacanțe, pentru că așa cum românii, de exemplu, vor să plece în străinătate, există și alte piețe emergente unde turiștii de acolo vor să-și petreacă vacanța în afara granițelor țării în care locuiesc. Și atunci trebuie să-i atragem aici. Noi trebuie să venim să fim ca un magnet pentru cei care vor să-și petreacă vacanțele în străinătate. De acord, bun. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Vă mai aștept la Prima News. Poate să tragem și niște concluzii ale sezonului în momentul în care... Da, să nu uităm de măsurile fiscale, da? De impozite specific, care a fost foarte bun pe zona asta Horeca și sunt multe soluții, multe măsuri de luat în continuare. Bun. Iată, vă adresez public invitația de a mai participa la un dialog. Să vedem și cum au impactat măsurile fiscale acest sector Horeca, sectorul ospitalității. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție și vă mai așteptăm la Prima. Vă mulțumesc și eu și să avem un sezon plin. Să avem un sezon plin și însorit pare că este. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi și atât pentru această săptămână. Ne dăm întâlnire, însă nu uitați, duminică de la ora 22 la ora 00. Avem dincolo de aparențe, încercăm să privim evenimentele săptămânii și știrile săptămânii dincolo de aparențe, împreună cu Ioan Talpe și Pavel Suian. Așadar, ne revedem duminică seară la ora 22. Rămâneți cu bine, un weekend frumos aveți!